Salut, sunt Andrei și vreau să mai fac un video, să mai povestesc câte ceva. Niște întâmplări ce mi-a arătat Dumnezeu că să le fac, adică mi-l-a dat să le fac și nu sunt neapărat supranaturale. Adică poți zici că e supranatural, că și dragostea e supranaturală și cam despre asta vreau să vorbesc. Odată eram, acum recent, m-am dus să mă întâlnesc cu un client, să-i fac un proiect, ceva de arhitectură, trebuia să-i fac ceva și să mă întâlnesc cu el, să vorbim ce, cum, ce, așa mai departe. Și eu am venit, după ce m-am întâlnit cu el, am venit acasă, m-am dus în stația de tramvai, am așteptat tramvaiul, vine tramvaiul și văd pe ușa pe care vreau să intru eu în față, că începe să coboare un bătrân, dar să începe de cobora foarte greu și lumea zicea, hai, hai, urla din tramvai, urla la el, destul de agresiv și așa, fără respect sau asta. Hai, ieși afară, dă-te, aiurea, urât, n-am fine. Și după aia am văzut că era beat, era destul de murdar, adică și mi-am dat seama că e om fără casă, om al străzii, nu știu, na, înțelegeți. Un alt bătrân care vrea să urce și el și eram fix în fața ușii, eu eram mai în spate, eram la vreo 3 metri în spate, zic așa, îl ia de mână să-l tragă să vină mai ușor. Și când am văzut, am zis, da, da, mă duc să-l ajut. Și mă duc și îl prinde mâna aia altă, prinde după umăr, așa, îl țin bine, că mergea greu. Și când am văzut bătrânul ăla, că îl țineam bine, el i-a dat drumul și a făcut așa, a, dă-te, na, nu mai știu dacă l-am înjurat sau nu, dar zis ceva urât. În fine. Și l-am luat după aia cu am două mâinile și nu vrea să se ducă nici cum, vrea să meargă el undeva și am zis, stai liniștit, liniștește-te și l-am luat, l-am pus pe scaunul de la, pe banca de la stație și l-am pus acolo și am zis, stai să te liniștești, că era tot așa. Și n-am fugit repede, că am rămas ușa deschisă din față de la tramvai, că trebuia să plece, că fix tramvaiul ăla trebuia să-l iau și m-am urcat în tramvai. Și, na, oamenii cel puțin care au văzut acolo, dar foarte mulți, cel puțin jumătate de tramvai au văzut, că am avut grijă de bătrân și l-am pus pe bancă, se uitau la mine, așa, aveau, nu știu, aveam impresia așa în mine că parcă în mintea lor era gen că eu satana, că eu sunt la rău, cum am putut să fac așa ceva. Și mi-a arătat Dumnezeu că le muncea la cap și la inimă, i-o tăia la inimă pe toți. Și mi-a zis Duhul Sfânt că, na, este un mod prin care predic Evanghelia. Mi-am zis că am predicat Evanghelia la toți oamenii care m-au văzut din tramvai acolo fără să folosesc un cuvânt. Că am iubit pe cine nu merită și am iubit pe cine nu iubea nimeni. Și asta a făcut Dumnezeu cu noi. Și aveam așa senzația acolo în tramvai că dacă, na, acum să comenteze cineva, dacă comentează cineva, tot tramvaiul de Dumnezeu și mărturia mea o să vorbesc, n-am treabă. Dar nu s-a întâmplat nimic, cred că și demonile era frică de că era prea multă lume să audă și nu au vrut să mă întărâte. În fine, a fost o experiență faină și mi-a arătat Dumnezeu iarăși și mi-a arătat cât de important să înțelegem harul lui. Că practic noi când eram păcătoși, când eram toți ca nenea ăla așa, care toată lumea nu avea, nu, nimeni nu vrea să te iubească, Dumnezeu nu i-a iubit. Când nimeni nu ne-a iubit și ar fi perfect iubitor Dumnezeu să nu ne ierte, pentru că toți am greșit grav de tot, în diferite feluri, că și eu am fost destul de distrus. Și interior și na, exterior nu chiar așa, n-am ajuns în halul ăla, într-adevăr, dar nu eram departe. Dacă refuzau anumiți oameni să mă ajute cu bani, nu ajungeam departe nicio poate. În fine, ideea e că am mai pățit asta de foarte multe ori și mi-a arătat Dumnezeu cât e de important să predicăm Evanghelia așa, prin fapte. Nu neapărat să, că s-o cam auzit, să zic așa, mai specificat asta, s-o cam auzit de oamenii, nu au văzut ceva real, nu au văzut viață de creștin real, să vadă. Că asta făcea și Iisus, mergea unde farisei nu mergeau și îl condamnau și stătea cu curvele și cu vame și cu oamenii care nimeni nu stătea, cu oamenii care erau respinși din societate. Și pilda cu samariteanul milostiv, tot asta arată, exact asta e povestea, cu oameni care sunt ocoliți, oameni care sunt marginalizați și totuși Dumnezeu arată că asta înseamnă dragoste, să mergi și să te duci unde nimeni nu vrea să meargă.
Și am mai avut multe, multe întâmplări din astea. Mai fost așa, tot așa odată. Cred că vara asta au fost. Vara asta ce-o trecut sau... Nu, vara trecută. Vara trecută, da, vara trecută. Deci în 2017, vara în 2017, mi se pare. Tot așa, meream pe stradă și erau două bănci mai încolo pe lângă trotuar. Și am văzut de la depărtare, am simțit că a venit ceva de la Duhul Sfânt, așa, că a venit așa un vânt, așa, viață. Și am zis, na, ce, unde, ce, unde, ce, cine-i, Doamne, cine, unde trebuie să mă duc? Și m-am uitat în față și am văzut că acolo era pe scaun, era pe jos, era un fund căzut, nu prea părea să fie în apele lui, dar lumea trecea pe lângă el și nu l-a ajutat nimeni și, da. M-am dus lângă el și l-am luat așa de după umăr, de sub braț, așa, l-am luat și l-am ridicat și l-am pus și le-am zis dacă vrea să-l ajut, na, în fine. Era înalt, era destul de greu, avea cred că vreo 90 de kg, deci nu a fost prea ușor să-l ridic, dar l-am pus acolo și am văzut că puțea foarte tare. Deci și alcool așa un pic, nu-mi mirosea așa tare, unii câteodată s-au alcoolizat grav și miros în ultimul hal, dar asta nu mirosea așa tare cât picioarele, că n-avea ciorap, n-avea păpuși, n-avea nimic, avea păpucii puși lângă și picioarele erau umflate și gâlbicioase și cu muște în jurul lor și miroseau amorțăciune și na. În fine, aici e o poveste mai lungă, m-a rugat pentru el și eu și soția și m-am întâlnit chiar recent cu el și eu zis, el nu mai ținu minte, dar l-am întrebat cum e piciorul și tot așa era șocat că cum de-l întreb de picioare, el nu ne-o ținu minte că na. Și eu zis că, păi mai bine, mi-a zis doctorul că se reface și că nu mai trebuie să mai întaie piciorul. Că au zis că trebuie să-i taie piciorul atunci și ne-a rugat pentru el. Pe loc n-am văzut nimic ca să văd eu că se desumflă ceva sau carne, nu am văzut, am zis, nu știu cum să văd, Doamne, dar uite, m-am rugat în credință, tu faci, eu mi-am făcut partea mea și oricum tu faci tot, Doamne, așa că na. Și am mers mai departe și aia zic că rodul era că, uite, acum, după ceva timp, când ne-am întâlnit cu el, a rămas piciorul și l-am văzut mergând, de aia zic că l-am văzut mergând și mergea bine și mergea normal și eram, wow, super. Mai am un video, Sabia cu două tăișuri, mi se pare, în care mai povestesc așa tot o întâmplare în asta, care n-am văzut pe moment ceva, adică am văzut pe moment o manifestare demonică, cum a ieșit demonul din om, dar nu am văzut rezultatul, să zic așa, direct, ci în timp mi-a arătat Dumnezeu că omul și-a revenit la... a început să lucreze la el. Și de aia multe, multe chestii se lucrează în Dumnezeu în timp, dar na, asta e alt subiect, acum nu vorbim despre asta. Tot așa la mall, iar am mai fost odată și stăteam în cam și am văzut la asta cutia unde se pun tăvile. Era un bătrânel care era îmbrăcat așa, na, nu murdar, dar second hand, na, și avea o plăsuță și am văzut că se ducea la tăvi și o luat o bucată de pâine, na, o lipie ceva, o luat-o și o băgat-o în pungă. Și când l-am văzut, am făcut repede semn, hai, 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 încoace repede. Și au venit. I-am dat, nu mai știu, i-am dat, cred că 10 lei. Era super bucuros, l-am întrebat de plan, l-am întrebat Dumnezeu de rugăciune, na, nu era neapărat momentul atunci, dar era hărmălaia mare, da, na. Și au zis că și el merge la baptiști și ceva, nu știu ce, că citește în Biblie și că Dumnezeu ne binecuvinteze, nu știu ce, și a zis, na, bun, e ok. L-am binecuvântat și noi și au venit alt băiat de la altă masă, la vreo 10 metri mai încolo, era cu mama lui mânca și au venit și el și i-a dat 10 lei. Și m-am uitat și eram, și mi-a zis Duhul Sfânt, vezi, înveți oamenii să aibă milă de săraci. Și eram, fii atent, mă, că dacă eu nu-i dădeam la ăsta, nici tantea aia nu vedea, nu observa detaliul ăsta și nu trimitea pe copil să-i dea și așa. Uite, s-au mulțit banii la nenea să fie ajutat, din cauza că noi l-am ajutat, o veni mai mult, Dumnezeu o trimis mai mult. Și le-am zis la nenea să meargă, să mergeți și ziceți și lui, mulțumiți, binecuvântați și, na, să dea slavă la Dumnezeu și să îi binecuvinteze și pe ei, na, să le zică mulțumesc și amen, pate. În fine, ideea e că trebuie să înțelegem că Dumnezeu vrea să ne uităm unde se uită El și să iubim cum iubește El. El iubește necondiționat și iubește pe oamenii care nu iubește nimeni. Asta e în Isaia 66, știu că mi-a dat acolo, un Dumnezeu odată mi-a dat revelație și mi-a zis, așa trebuie să te uiți la oameni. Că zice în 66 cu 2, zice, iată spre cine îmi voi îndrepta privirile, spre cel ce suferă, spre cel ce are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Și am zis, păi atunci și eu vreau așa, Doamne, mi-a dat revelație, uite, așa mă uit eu, așa, la oamenii ăștia mă uit eu, zice, mi-a zis Duhul Sfânt,
Că tatăl se uită după oamenii ăștia. Asta e modul în care Dumnezeu se uită după oameni. Și am zis, și mi-a zis să mă rog să îmi dea ochii lui, adică să mă uit la oameni așa cum se uită el. Și mi-a arătat lucrul ăsta. Și de atunci tot, bine, și dinainte, dar atunci am avut revelație și am înțeles de ce vrea Dumnezeu. Mi-a arătat că să mă uit la oamenii la care se uită el și atunci sigur aduc rodul plăcut lui și atunci sigur aduc slavă Tatălui și atunci sigur fac ce vrea Dumnezeu să fac. Uitându-mă unde vrea el să se uite. Și unul dintre oamenii la care se uită el sunt cei ce suferă și cei ce au duhul mâhnit, adică oamenii care sunt la pământ, sunt distruși, chiar dacă ei nu-l caută pe Dumnezeu. Dumnezeu își îndreaptă privirile către ei, pentru că cine e în suferință și duhul mâhnit, de obicei e smerit și se smerește înainte de Dumnezeu. Rar am găsit oameni, mi s-a întâmplat, am dat bani la un nenea și mi-a zis că nu știu cum e, mi-a zis, bă, dar tare prost, știu, ceva de genul, și a rămas așa un pic. Da, și în fine, s-au întâmplat foarte puține cazuri din astea și la soția mea s-a întâmplat odată, dar nu a fost așa de, nu e foarte, foarte rar s-a întâmplat să se întâmple asta, dar oamenii de obicei mulțumesc la Dumnezeu, am mai spus în mai multe locuri despre chestia asta, dar ăsta e unul dintre lucrurile care pe mine m-au ajutat să cresc foarte mult în dragoste și să învăț inima Tatălui, să am inima lui Dumnezeu, să zic așa, și să am ochii lui Dumnezeu, dacă asta înseamnă să-i predai la Dumnezeu toate membrele tale pe rând, trebuie să înveți să-i predai mâinile, ochii și așa mai departe. Și când te antrenezi să-ți predai ochii la Dumnezeu, adică să nu te uiți unde nu trebuie, deci trebuie să te antrenezi chestia asta, să-ți omori firea atât de mult și să-ți reînnoiești mintea atât de mult încât nu mai poți să te mai, pur și simplu nu mai poți să sară ochii unde zici oh, și să te uiți prea mult și nu știu ce. Pur și simplu, te uiți odată, e ok, e informația, ai văzut-o, dar să întorci privirea și a doua oară, dacă te uiți, deja știi ce e acolo și dacă te-ai uitat, atunci ai păcătuit. Deci asta e toată ideea. Și aici trebuie să ne rafinăm. Și cu cât facem asta mai mult, cu atât o să începem să ne uităm unde vrea Dumnezeu să ne uităm. Deci am pățit de nu știu câte ori să mi se întoarcă capul pe stradă exact unde vrea Dumnezeu să mă duc așa. Și mă gândeam, wow. Deci pur și simplu, sau să mi se ridice mâna, sau să vorbesc ce nu îmi dau seama ce vorbesc. Și vorbea Dumnezeu prin mine, dar trebuie să învățăm să-i predăm limba, ochii și așa mai departe. În fine, asta e altceva. Ideea care vreau să transmit e să ne îndreptăm privirile acolo unde vrea Dumnezeu să le îndrepte și atunci o să învățăm să iubim ca El, să iubim așa cum ne-a iubit El pe noi. Nu? Iisus a zis, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți așa cum v-am iubit eu pe voi. Păi asta e o iubire care nu se termină niciodată și nu știu cine poate să ajungă la iubirea asta. Sigur nu o să poată să ajungă nimeni pentru că Iisus e desăvârșit și numai El a putut să facă chestia asta complet, dar asta e direcția în care trebuie să ne îndreptăm spre desăvârșirea în dragoste. Nu mai știu, undeva zice în Ioan, nu în Ioan, că cine se teme nu a ajuns desăvârșit în dragoste. Deci trebuie să ne desăvârșim în dragoste, să creștem în dragoste și să învățăm că e lucru care contează cel mai mult. Și Pavel zice, pot să am revelații, pot să am minuni, pot să am nu știu ce lucruri care le mai povestesc pe aici, în canalul meu, ceea ce pro, să zic așa, adică susțin asta și vreau să încurajez pe cât mai mulți să crească în asta, să-L caute pe Dumnezeu pentru asta, că e foarte fain, chiar dacă par SF-uri și parcă tu nu ești vrednic să ai parte de așa ceva, nimeni nu e, nici eu nu zic așa cum îs, pur și simplu m-am smerit înainte la Dumnezeu și am zis să-mi arate adevărul și dacă vrea să-mi arate, să-mi arate și mi-a arătat și e fain, dar trebuie să înțelegem că toate trebuie să vină din dragoste și trebuie să facem. Asta e lucru care îi interesează pe Dumnezeu, să avem inima curată înaintea Lui și atunci lucrurile o să fie după voia Lui. Sper să vă încurajeze la fapte bune și să căutați, pentru că Dumnezeu ni le pregătește dinainte lucrurile astea, dar noi trebuie să fim dispuși să facem primul pas, să pășim în credință și să acționăm și atunci de acolo se întâmplă lucruri faine de obicei. În numele Iisus, fiți binecuvântați!